Cred că a fost o părere personală a domnului Ponta, la fel cum și părerea domnului Voiculescu exprimată atunci când a spus că președintele trebuie suspendat până în 25 martie, a fost tot o părere personală. Niciuna dintre cele două afirmații nu au reprezentat decizii ale Uniunii Social-Liberale. Protocolul USL prevede că nici una din părțile semnatare nu va face declarații contrare și critică la adresa celorlalte părți. Acest lucru îl vom stabili mai clar în prima ședință a Uniunii Social-Liberale și vă asigur că nu vor mai exista niciun fel de neînțelegeri. Eu vă mărturisesc că după aceste declarații am avut o întâlnire în trei și am lămurit toate aspectele care puteau apărea negativ în presă. Probabil că au fost și declarații făcute la cald, dar vă asigur că în momentul de față nu există niciun fel de problemă de funcționare a Uniunii Social-Liberale și niciun fel de, cum vreți să le numiți dumneavoastră, certuri sau alt fel de lucruri care ar împiedica buna funcționare.